Bună seara, feciorilor! Iată-mă, din nou în fața camerei, eu și cu camera, dar pregătită să fac etalarea pentru noiembrie, pentru fecioare, soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Namaste! Am amestecat cărțile și la un moment dat am văzut The Death, moartea, scorpionul, împreună cu doi de cupe, dar invers. Pentru unii poate să fie o relație foarte profundă cu cineva, posibil semn de apă, dar nu e obligatoriu, o relație foarte profundă, dar care în ultima vreme nu a mers și trebuie să se transforme. Poate să fie o relație cu un scorpion, evident, apărul și moartea, nu e obligatoriu să fie scorpion, dar acea carte reprezintă transformare sau, pentru unii, s-ar putea, pentru că era într-un context în care au fost și doi de spade, nevoia de a decide. Unii dintre voi, nu toți, evident, nu vă apucați acum să închideți relațiile cu anumite persoane, decât dacă într-adevăr ați ajuns la concluzia asta. Repet, unii dintre voi s-ar putea să puneți punct unei relații pe care tot ați încercat să o întrețineți și ea nu a mers. Doi de cupe e o carte foarte frumoasă, dar invers reprezintă faptul că nu comunicați sau ceva se întâmplă, nu merge, da? Și alături de moarte e clar că unii s-ar putea să vreți să puneți stop și doi de spade, da? Să decideți. Mai investesc, nu mai investesc? Asta e pentru unii, nu pentru toată lumea. Haideți să vorbim despre alte lucruri. Să vedem ce vi se prec... Îndrăgostiți, atracție mare, bucurie. Regina de cupe, e clar că e totuși un semn de apă pentru unii. Temperanța, poate săgetător sau persoană care vă ajută să vă ridicați vibrația, bucurie, întâlnire. Wow, gemeni. Atracție, dragoste. Pam, pam, pam. Oarecare sexualitate. Ideea e că oricum trebuie să alegeți. Haideți să mă amestec o dată. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Aici s-ar putea să fiți voi, ori aveți unii dintre voi niște probleme financiare, ori țineți la cineva foarte mult. A trebuit să mai caut clarificări. Am văzut și un 10 de cupe, o bucurie. De iar, transformare, da? Am zis mai devreme, iar au apărut. Nevoia de a decide, de a lua o hotărâre și de a vă transforma viața. Poate de a decide în legătură cu un scorpion. Rege, ăștia sunteți voi, teoretic, da? Mai amestec o dată. Soare, lună, Venus, ascendent, da? Fecioară. Ok, noiembrie. Haideți să vă și arăt. Da? Cum tai? Soare. Luna, Venus, ascendent în fecioară, feciorițelor. Ia, ce aveți central? Ai, mă, cam emoții. Regina de monede. Teoretic ați fi voi. Iar trebuie să vorbesc tare, dar nu pot foarte tare că e seară. Mai fac și seara. Regina de monede. Puteți fi voi că e semn de pământ. Poate să fie alt semn de pământ, Taur sau Capricorn. În general e Capricorn. Trecând peste aspectul ăsta, în general este o femeie în jur de 30 spre 45 de ani. 35 spre 45 de ani. Abundentă, creativă, stabilă. Că sunteți voi, că e altcineva. Voi spune, voi știți și comentați cum rezonați cu această carte. Vom vedea cum se așează cărțile, dar e o carte foarte stabilă și foarte frumoasă. Foarte frumoasă pentru zona centrală a acestei cruci celtice.
Da, mulțumesc. Unii dintre voi, teoretic ar trebui majoritatea, dar unii dintre voi începe să vă regăsiți valoarea, să vă înțelegeți valoarea și să vă centrați pe noțiunea de valoare, nu doar materială, știu că sunteți semn de pământ și vreți, na, ca orice semn de pământ, să vă concentrați pe valori materiale, dar fiind central, s-ar putea să vedem cum se așează cărțile, să vă concentrați și pe valori emoționale, sentimentale, care vă dau stabilitate. Drăguți. Ce vă blochează? Spânzuratul. O situație în care a trebuit să așteptați foarte mult pe cineva. Poate să fie cineva în semnul peștilor pentru că reprezintă casa a 12-a sau niște situații legate de casa a 12-a, depinde unde aveți ascendentul. Trecând peste asta, probabil că într-o direcție ați făcut foarte multe sacrificii, ați așteptat foarte mult pe cineva, ceva, eventual, mersi, ați așteptat foarte mult până să vă descoperiți adevărata valoare unii dintre voi. Și ați descoperit-o făcând sacrificii și ați descoperind-o, mulțumesc, ați descoperit-o în acest proces îndelung de așteptare și de schimbare de perspectivă, ați primit iluminarea și ați înțeles că aveți o valoare deosebită. Valoarea v-a dat-o tocmai aceste sacrificii, înțelegeți? Foarte interesant. Foarte fain. În trecutul îndepărtat. Cavalerul de cupe. Iar apare semn de apă, da? Cavalerul de cupe. Poate să fie, da, cineva născut în zodia peșilor, racului sau scorpionului, dar nu e obligatoriu. Oricineva a venit în viața voastră și a încercat să vă ofere o cupă. Evident, să-și deschidă inima, să poate această persoană, da? Dar nu e obligatoriu. A încercat să vă ofere un pic de dragoste sau poate voi v-ați dus către cineva și ați încercat să le oferiți ce este mai valoros, da? Am vorbit și mai devreme. Inima e cea mai valoroasă, nu? Frumos. Cavalerii acționează, chiar dacă vin cu mesaje și acționează. Posibil ați încercat într-un fel sau altul, ori voi, ori ei, să materializați ceva ce ține de comunicare, de comunicare emoțională. Să vedem ce mai apare. O nouă de băte. În trecutul apropiat. Unii dintre voi poate v-ați blocat. Sau ați fost puși într-o situație în care, datorită experiențelor anterioare, a trebuit să fiți mai precauți. Evident că poate să fie și un semn de foc, dar trec peste aspectul ăsta, da? Berbec, săgetător sau leu. Trec peste asta. Să spunem că sunteți voi. E cruce celtică, vorbim în general despre voi. Între timp mai fac câteva trimiteri și la posibili parteneri și la job eventual. În ultima vreme ați fost blocați și e interesant că apare și spânzuratul. E clar că a fost o întârziere într-o situație. Poate în această apreciere a voastră de voi înșivă sau de oricine altcineva. Sau o întârziere în manifestarea acestei abundențe, pentru că regina de monede este abundentă, este creativă, este pornică, stabilă, oferă celor din jur, din valorile sale, din experiențele sale. Și s-a întârziat, ați fost blocați în ultima perioadă, din niște motive. Teoretic ar trebui să clarific, da? Măcar să am timp să desfășor toată crucea celtică. Viitorul îndepărtat. Oh, faetonul. Pentru unii, că a fost în trecutul îndepărtat
Trecutul îndepărtat a fost cavalerul de cupe, în viitorul îndepărtat apare faetonul. Poate unii dintre voi, unii ați avut de-a face, aveți de-a face cu un rac sau cineva cu planete în semnul racului, dar evident că nu este obligatoriu să fie așa pentru toți. Dar acesta este un semn foarte bun și este prima arcană majoră, nu, a doua după spânzuratul, da? Dar este o arcană foarte pozitivă. Pentru că reprezintă victorie, trecând peste faptul că reprezintă mașină, reprezintă zodia racului, o variantă activă a racului, că evident că racul poate să aibă și perioade de pasivitate, de nehotărâre. Așa spun unii, în fine. Reprezintă o energie în care voi sunteți hotărâți să mergeți mai departe, da? Mersi. Să aveți victorie în a vă descoperi destinul. Eventual, consoarta sau viitorul soț, partener pentru unii dintre voi, da? În cazul în care ați așteptat foarte mult într-o situație, ori cu acest semn de apă, ori cu alt semn de pământ, dar eu zic că în această așteptare aici ați putea fi foarte bine voi, regăsindu-vă valoarea. Reconsiderându-vă, nu știu, anumite aspecte ale voastre. Interesant, foarte interesant. E de bine, chiar dacă sunt mai serioasă, e de bine. Viitorul apropiat sau prezentul, cavalerul de monede, alt cavaler. Evident, unii spun că sunteți voi. Ba, evident că ar putea să fie și un taur, că e și mai încet decât voi, sau un capricorn. Deci avem de două ori semn de pământ. Dar, cum am spus, deși în viitorul îndepărtat, e de bine, e chiar fain. Dacă în trecut am zis că vă blochează această stagnare, evident că nu convine nimănui, dar este cu un scop, dragii mei, un scop divin. Să înțelegeți lucrurile din altă perspectivă și, repet, să vă apreciați pe voi. Eventual să vă puneți bani deoparte și să ajungeți la o stabilitate financiară, dintr-un punct de vedere. Așa, dar am spus, în trecutul apropiat ați fost blocați de niște situații, da? Proiecte, experiențe, decepții cu care a trebuit să luptați. Spun decepții pentru că totuși avem bâte care se luptă să stea în picioare, da? Ei, în viitorul apropiat, ieșiți din starea asta, adică vă tăiați aceste sfori care v-au ținut stagnați într-o situație, legați, da? Și începeți să faceți pași mici, dar siguri. Pentru că așa este bine. Către a manifesta ceea ce simțiți că sunteți, da? În cazul în care nu sunteți aici și vă doriți, este o conștientizare, repet, a valorii voastre și la care vreți să și ajungeți practic, că sunt monede, da? Începe să faceți pași mici către această regină. Poate să fie evident și o persoană. Oricare vine în viața voastră, ori voi vă duceți către această persoană. Ideea este că orice ar fi persoană, proiect sau atribute ale voastre, începe să le manifestați încet, precaut, o strategie bine pusă la punct, studiați problema din toate punctele de vedere și la un moment dat, într-un viitor îndepărtat, poate să însemne peste o lună, peste două, peste trei, depinde de la unul la altul, mai ales că ăsta e un cavaler care merge încet, poate să dureze acest viitor apropiat, poate să dureze chiar și două luni de zile, da? Depinde, variază de la individ la individ. Ei, în viitorul îndepărtat aveți acest faeton. Începeți să prindeți viteză, apăsați pe viteză. Poate în loc de cal, faceți rost de doi cai, să ai mai mulți cai putere. Vă schimbați mașina în mijlocul de transport și accelerați în evoluția voastră și în manifestarea destinului vostru, pentru că faetonul este un învingător. Ce își propune, aceea face. Mai devreme sau mai târziu realizează.
este semnul victoriei, similar cu șase de bâte. Își urmează steaua, merge către stea, către destinul său. Am spus de nu știu câte ori. Haideți să vă arăt cum arată crucea. Da? Ia uite. Și aici este faetonul, da? Asta. Okidoki. Așa. E frumos. E frumos. E bine. Deocamdată nu aveți niciun conflict. Singura problemă este că a fost această așteptare, aceste sacrificii îndelungate, poate chiar și 12 ani, poate chiar și 12 luni, depinde, casa 12. Sau lucruri necunoscute v-au făcut să... manifestați această situație. Dar, repet, chiar dacă în ultima vreme a trebuit să rezistați, asta e o carte a rezistenței. Acum, în prezent și în viitorul apropiat, începeți să vă mobilizați, eventual să lucrați la finanțe din ce în ce mai bine și apoi ajungeți la victorie. Dacă începeți un proiect, o relație de lungă durată, veți avea victorie într-un viitor. Sfatul. Oh, judecata. Wow. Mm-hmm. A treia arcană majoră și puternică. Judecată exact perioada asta între 'Este sfârșitul scorpionului. Perioada de la sfârșitul scorpionului. Mi-am schimbat eu viziunea. Inițial ziceam că e la început. Acum simt că e spre sfârșitul scorpionului. Judecata. Sfatul este în primul și în primul rând să vă ascultați vocea interioară. Aici este o trompetă, într-adevăr, dar totuși, cât ar încerca acel înger să vă facă să ascultați anumite semnale, mesaje, dacă sunteți preocupați cu altceva, riscați să nu-i auziți. Este o chemare la transformare. Evident, judecata, asta înseamnă, este momentul, da, după ce persoana a murit, momentul în care reînvie. Probabil că sunteți și voi, ca majoritatea dintre noi, în acest proces de transformare, că doar apare și regina de monede în care începe să vă apreciați și să vedeți lucrurile altfel. Pentru unii dintre voi s-ar putea să primiți un mesaj de la cineva. Pur și simplu, un telefon. Un mesaj. Mai ales că aveți și cavalerul, aveți doi cavaleri. Dar iar, oricineva vă caută acasă, sună, la sonerie, primiți un voice call. Sunteți chemați la o misiune. Să văd cum se așează cărțile, să vă salvați pe voi, dragii mei. E o cruce roșie, să vă salvați pe voi din această așteptare, din aceste blocaje, poate, sau pe altcineva. Să-i readuceți la viață. Posibil pentru unii dintre voi, voi sunteți chemați să readuceți la viață pe cineva. Este foarte posibil și asta, cei care sunteți, care ați lucrat cu voi și cu intuiția voastră, da? Că văd aici sacrificii. Și rezistență, tenacitate. Aici stau până rezolv situația. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj,
Ideea este că totuși într-un viitor îndepărtat începe să vă mobilizați, să aveți victorie. Interesant și chiar frumoasă. Aș putea să scriu o poveste pe tema asta. Exterior. Oh, 6 de băte. Am zis mai devreme, o victorie. Pentru unii, intră cineva în viața voastră. O persoană cu reușite. O persoană care atrage atenția, care este admirată de multă lume, da? Vă influențează viața într-un fel sau altul. Poate vă inspiră. Genul acesta de persoană inspiră pe cei din jur. Și poate cu această ocazie reușiți să vă dezlegați și să începeți să faceți pași mici către această renaștere, transformare, da? Și apoi către victorie. Interesant, interesant. Pentru unele doamne, nu neapărat doamne, poate și domn, dar e mai mult pentru doamne, ar mai fi o variantă. Acesta este o carte care reprezintă un pețitor. Văd un cavaler de monede care vine cu un dar. Poate să fie o ofertă, nu musai de bani, de relație, de lungă durată, un inel, orice, cheile de la apartament, ca unele dintre voi să deveniți soții sau, în fine, partenere de lungă durată, stabile. Există și varianta asta pentru unii unele. Evident că această ofertă poate să o primească și domnii, dar de obicei domnii fac ofertele doamnelor, că așa mi se pare normal, în fine. Da. Și această ofertă, dacă vi se face, poate chiar la telefon. Sunteți invitați afară undeva la o întâlnire și vi se face această ofertă. Nu, sfatul este să ascultați, să primiți, da? Ceea ce vi se transmite. Interesant cum văd cărțile. Pentru că dacă primiți, veți renaște, vă veți transforma. Veți avea parte de o nouă viață în care veți manifesta destinul vostru sau măcar victorii, pentru că amândouă cărțile, am zis, asta e varianta faetonului, așa simt eu acum, varianta 3D. Aceasta este deja mai superioară, mai superioară, ce prostii mai zic și eu. În fine. Pe ideea că dacă stați în preajma oamenilor cu vibrație înaltă și vibrație victorioasă, ajungeți cu pași mici către destinul vostru. Începeți să le preluați din atribute, din calități și să manifestați și voi victorie. Am spus, aceasta este o energie exterioară. Da. De ce vă este frică de stea? Puia! Cum să vă fie frică? Nu se poate să vă fie frică. Măi, nu știu, dar de fiecare dată când apare faetonul, trebuie să apară mai devreme sau mai târziu, apare și steaua. Sau măcar în etalarea următoare. N-are cum. Se cer unul pe celălalt. Stea înseamnă că v-ați împlinit destinul și aici este în poziția temerilor. Vă este teamă că nu vă veți găsi destinul, consoarta, soțul, partenerul sau pur și simplu jobul ideal, misiunea. Da? Misiunea, toate vorbesc despre misiune. Wow, ce frumos! Interesant, dar este aici, sunteți pe aproape, dar este în poziția temerilor și dacă vă faceți aceste griji că nu veți avea, că vai, că aștepte atâta timp și nu se mai împlinește. Nu vă mai gândiți așa, că așa veți manifesta.
Că deja știm, nu? Ceea ce gândim, manifestăm. Ui, ce stă. Evident că poate să fiu și un vărsător. Steaua reprezintă și vărsătorul. Sau cineva cu planete în vărsător. Dar deocamdată ar fi prima carte care ar vorbi despre vărsător. Nu avem spade care să susțină această idee. Dar am spus-o în cazul în care unii dintre voi vreți să știți. Da. Pentru unii dintre voi am spus, care a stat în această energie și care de-abia acum începe să vă cunoașteți valoarea, repet, nu din punct de vedere financiar, ci dintr-un alt punct de vedere real. Dacă vine această persoană și vă influențează, am spus că este o persoană care are, e în centrul atenției, publică, are reușite, e apreciată, da? Vă inspiră și cumva vă este teamă că eu nu o să fiu niciodată ca el sau ca ea. El este prea bun, ea este prea bună, eu nu pot să fiu. Evident că dacă așa vă blocați, da? Dar sper că nu e cazul. Steaua în poziția temerilor mai înseamnă și că vă este teamă că nu vă puteți echilibra emoțional, că nu vă veți împlini destinul, am spus. Dar cu faetonul aici vă asigură, da? În viitorul îndepărtat vă asigură că vă veți împlini destinul, mai devreme sau mai târziu. Frumușel! Oh, ce frumos! Mai, mai! Lumea în poziția dorințelor. Unii dintre voi călătoriți de-a lungul prin toată lumea. Vă duce destinul prin multe locuri. Asta vă doriți. Pentru cei care poate ați stat prea mult în această energie. Da? Pentru alții care probabil ați călătorit deja foarte mult, s-ar putea să vreți să puneți capăt unei perioade în care ați călătorit prin toate locurile de pe pământ, ați experimentat câte și mai câte și vreți să vă stabilizați undeva, într-o relație de lungă durată cu cineva. Și vă doriți să încheiați acel ciclu și să începeți unul nou. Sunt multe variante. Pentru alții s-ar putea să vă doriți un taur, că avem aici semne, două semne de pământ care reprezintă taurul. Leu, nu prea cred. Poate un scorpion, pentru că există aici scorpion. Mai există și vărsător, este prima carte care confirmă prezența vărsătorului în viața unora. Dar mie cel mai mult îmi place să interpretez această carte ca varianta pozitivă a lui Saturn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că v-ați învățat lecțiile. Și dacă v-ați învățat lecțiile, veți atrage, evident, că doar apare victoria și vă veți apropia de destinul vostru. Puh, ia, ce frumos, ce frumos îmi place! Pentru că ați ascultat. Pentru că ați ascultat această etalare. Da? Îmi place. Mă bucur pentru voi, fecioarelor. Finalul. Valetul de spade. Probabil că e Mercur ăsta retrograd, care vă obligă, voi sunteți mercurieni, fiți atenți, că s-ar putea pe voi să vă influențeze mai mult decât pe alții. Nevoia de a comunica și de a comunica corect, atent, să nu vă plecați urechea la bârfe, mai ales în perioada asta de retrogradare s-ar putea să mai auziți una alta.
Dar ca și final, varianta bună a valetului de spade este o persoană care investighează, care nu neapărat spionează. Cercetează, caută pe Google, citește, se documentează. Și se exprimă. Comunicare. Asta înseamnă mesaj, comunicare. Comunicare cu cineva. Zece de spade. Probabil că totuși acum apare. Probabil că unii ați avut de-a face cu un vărsător. Posibil. Din acest motiv vă este teamă. Dar aveți, aveți încheiere de ciclu și aveți două cărți care reprezintă, arată, confirmă că încheiați un ciclu de mari trădări și suferințe. Stagnare. Iar stagnare. Stagnare. Le încheiați. V-am explicat. Aveți doi cavaleri. Probabil că la un moment dat v-a ajutat acest cavaler de cupe într-o formă sau alta. E în trecut îndepărtat. Poate ați comunicat cu cineva emoțional și v-a mai schimbat un pic, v-a mai hrănit emoțional și v-a ajutat un pic să... Poate. Pentru unii, evident, nu pentru toți. Dar aceste cărți confirmă faptul că încheiați un ciclu de mari dezamăgiri, de boli, de suferință. Ah, sper să reziste bateria. Da, încheiați cu cineva, regina de spade. Poate niște chestiuni legale. Puneți capăt unei situații. Puneți capăt. Oho! Dar în viitor, câteva luni, apare și o relație dintr-o altă viață sau din copilărie. Pentru unii cu care ați avut chiar o căsnicie sau cu care puteți să aveți o căsnicie, apare și regele de cupe. În fine, în viitor va fi mai bine. Haideți să vedem la capătul setului. Argumente, iar semn de aer. Argumente cu cineva, turnul. E clar că vă separați. Turnul este și scorpionul, este și vărsătorul. Și evident, acest mercur retrograd probabil că va produce un impact într-un fel sau altul în viața unora și vă va separa. Faceți această ruptură de spânzurătoare de ce-o fi. Pentru că ați trecut prin multe și aveți puterea, dragii mei. Aici este fecioara cu leu, da? În ce sens? V-ați abținut atât, ați stat, ați rezistat pe temelii, pe, eu știu, pe metereze, pe front, pe ce-o fi, ați rezistat, spânzurați, sunt sacrificați în fel și chip. Ați rezistat, ați dovedit putere. Și reușiți să vă detașați și să mergeți către 9. Ce frumos! 8-ul merge către 9. Ce frumos! Ce frumos! Și începe să colaborați și să manifestați justiție divină, echilibru în tot ce faceți, să vă schimbați. Ce frumos! Alegeți steagul învingător și să manifestați un nou început. Hai, ce frumos! Ce frumos! Bravo! Trebuie să mă grăbesc pentru că nu o să mai fac cele cu... Aș fi vreo, nu știu dacă mă ajută. Mă ajută bateria. Animale, pentru unii dintre voi, aveți nevoie să stați în preajma animalelor. Haideți un sfat pentru feciorițe. Fecior și feciorițe. Pentru noiembrie. Soare, lună, Venus, ascendent, fecioară, un sfat, vă rugăm frumos. E și frumos, mă. E și frumos. Doar că mă întristez când văd că ați suferit. Dar bine, toți trebuie să trecem prin aceste lecții ca să ne ridicăm. Într-un fel sau altul am zis că sunt similare citirile, pentru că trebuie toți să ne schimbăm viața. Hai, un sfat, dacă nu mi-l iau eu. Hai, că se consumă bateria, vă rugăm un sfat pentru fecioare. Soarele nu vine să ascendent în fecioare. Ok, mi-l iau eu. Yoga. Și știu pe cineva care se duce la cursuri de yoga.
O doamnă din Mangalia. Yoga. Iar speaker, comunicare. Poate despre familie. Dar este frumos ce a apărut. Vă echilibrați, vă vindecați, da? Vă vindecați după aceste situații. De-aia era, steau în poziția temerilor. Vă este teamă că nu vă puteți vindeca. Dar vă veți vindeca și veți avea victorie. Ce frumii, frumii! Ia uite! Ce iluminare! Faceți-vă un pic de fitness, exerciții, de respirație și începe și manifestați altceva. Frumos! Bravo! Bravo! Toți trebuie să ne schimbăm. Ne apropiem de 2020, dragii mei. Nu se poate! Nu se poate! Considerați fundația pusă la o nouă viață. Poate pentru mine la o nouă relație. Un sfat de la înger pentru fecioruțe și feciori. Un sfat, vă rugăm frumos. Un sfat frumos, dacă se poate, cel mai frumos sfat, că au trecut și ei prin multe și au nevoie de susținere. Un sfat pentru fecioare. Sunt foarte mari, mi-e destul de greu să le amestec, iar fecioare. Hai că mă ajută bateria, dacă nu o să scriu un comentariu jos. Fecioare. Sunteți cam tensionați, probabil. Fecioare. Lasă că ne luăm singur, gata. Am și luat. Dar am văzut ceva aici. Ah, ce frumos! Cum să nu lasă să se vadă? Vai, 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 ce drăguț! Deci, ce aveți? Lucrurile sunt mult mai profunde decât vi se par. Și probabil că ați înțeles în această perioadă de stagnare că lucrurile sunt altfel și oamenii sunt altfel. Dincolo de aparențe vedeți altfel și poate că dincolo de aparența voastră ați înțeles, ați înțeles valoarea voastră. Da? Cum am spus și mai devreme. Foarte frumos carte. Și aici aveți o nouă dragoste. Superb. Posibil pentru unii. Dacă nu este o nouă dragoste, este steaua, este destinul, da? Ochelarii mei. Da? Destinul de care vă este teamă cumva că nu-l veți împlini, nu-l veți atinge, dar este, pentru că e și faetonul, vă ajută energia acestei cărți să vă atingeți destinul. Repet, dacă nu e nouă dragoste, că nu toată lumea va avea o nouă dragoste, este împlinirea destinului vostru. Ia să vedem ce frumos. 26, poate pe 26 și 22. Se va întâmpla ceva, se va schimba, veți avea această, eu știu, vă suna cineva. Îmbrățișați oportunitatea de a iubi ceea ce faceți. Și astfel veți crește spiritual. Evident că dacă faceți cu drag orice ați face, atrageți vibrații bune, atrageți oameni, da, pozitiv, cum am zis, victorioși, care vă inspiră, care vă susțin și vă ajută să veniți mai aproape de acea stea pe care, nu știu, la care toți visăm. Nu știu dacă mă mai ajută bateria. Aici este problema, că aș încerca să fac pe fugă. Ia. Aș încerca. Dacă se întrerupe, asta e. 9 de cupe. Aveți pe cineva care vă este foarte drag. Fecioare, soare, lună, venus, ascendentă în fecioară. Noiembrie 2019. Cărți, gata, tai. Fecioară. Noiembrie 2019. Soare, lună, venus, ascendentă în fecioară. Ce vă doriți voi? De ce vă este frică? Ce își doreți ei? De ce le este frică lor? Nu! Ah, 10! Mami, ce frumos! Am mai văzut la un dat 10. 10 de cupe, o bucurie mare! Bucurie mare, ia să vedem.
Mai, împărăteasa, a apărut și la rac. E clar că unii s-ar putea să aveți de-a face cu un rac. În aceeași poziție a apărut, pentru că a apărut și faetonul. Posibil. De ce vă este... Of, normal. De ce vă este teamă? Ori de un capricorn. Aici, împărăteasa, poate să fie un taur, o balanță, cineva născut în luna martie. Și vă este teamă de acest, ori posibil capricorn, ori persoană foarte toxică sau obsedată sexual. Poate cineva a făcut o obsesie sexuală pentru cineva. Posibil. Voi vă doriți o legătură spirituală, o legătură profundă. Nu aveți nevoie să intrați în nebunii de genul ăsta. Unii dintre voi, evident. Împărăteasa este una dintre cele mai înalte vibrații, chiar și sexual, evident. Nu se oferă oricui, repede câte ori pot și nu face dragoste oricum și fără implicare emoțională. Aici este mai mult implicare fizică, obsedantă. Lor, turnul, ce își doresc ei, posibil pentru unii să fie un trio sau să se despartă de cineva, poate e această persoană care are obsesie față de voi, posibil pentru unii dintre voi, a apărut invers, 10 de spade invers, le este teamă că nu pot să renunțe la acest ciclu de trădări. Iar mă gândesc la acel vărsător care a apărut în crucea celtică. E o teamă. Dar lăsați-o în pace. Eu când văd în poziție normală 10 de spade, consider că încheiați ciclu. Dacă este invers, înseamnă că încă mai stați și ieși în poziția fricilor. Pe de o parte, vă doriți, ia uite, sunt două semne care reprezintă vărsătorul pentru unii dintre voi. De o chestie toxică aici. Există un trio, există o persoană foarte geloasă în spate, da? Cineva ia partenera altuia. Mm-hmm. Cineva înnebunește de gelozie. Mm-hmm. Posibil această persoană care apare în poziția fricilor să facă parte din această poveste. Da? Și voi, sau eu știu ei, într-o formă sau alta, sau cealaltă persoană să sufere pentru această trădare, că de fapt asta înseamnă, da? Interesant. A trebuit să fac mai multe clarificări, dar nu dacă mă ajută bateria. Și totuși, la un moment dat, e o căsătorie, de fapt, aici, care nu prea a mai mers. A fost ideală la un moment dat și a apărut acest patru de spade. Nu prea a mers. A scârțit. Și totuși, la un moment dat, cineva manifestă o nouă relație, da? Și avem și magicianul. Aici puteți să fiți voi, da, magicianul? Cineva guvernat de Mercur. Soare, Lună, Venus, ascendent în Fecioară sau în Gemeni. Poate să fie și un berbec, nu contează zodia. Cineva care vrea să manifeste, trecând peste zodii, o nouă relație cu un, ce frumos, cu un suflet pereche. Și e posibil să vină foarte repede. O, ce frumos! Hai! Hai că e de bine! Vă pup, vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao!